jurede? La început, da, dar eu eram convins că e un exercițiu al rușilor. Încearcă să întindă coarda, să vadă ceilalți cum sunt pregătiți. Personal, cred că e o demonstrație de forțe între marile puteri, dar nu cred că o să se ajungă la război. Probabil e strategie, acum câte am observat s-au retras. Totuși e doar o încercare de forțe. Poate sunt eu optimistă. Dacă nu eram NATO, eram înghițiți de mult de ruși, să știți. Ei asta urmăreau, de fapt. De ce nu-i lasă pe ăștia să intre NATO pe Ucraina? Pentru că e pericol în coasta lor, acolo. Cât e important că România e membru NATO? Foarte important. Și susțin. Și avem mare noroc cu NATO. Probabil dacă n-ar fi fost ei, am fi fost în aceeași fală cu Ucraina. Credeți că suntem protejați fiind un membru NATO? Păi altfel ce protecție am avea? Că noi așteptăm să ne apere alții.